Cine consumă mușdei și este mare amator de usturoi, trebuie să știe că acesta nu este bun doar pentru a oferi un gust deosebit când este folosit în diferite rețete, ci este ideal pentru a întări organismul în fața unora dintre cele mai grave boli din lume. Mirosul puternic emanat din cauza compușilor de sulf este unul dintre motivele pentru care oamenii se feresc de el. Consumat proaspăt, gustul acestuia este mult mai intens. Este și nu este singurul, dar nu este valabil pentru COVID, deci aia niciun caz, dar este și în general consum. Mă rog, în niște cantități mai reduse, că am ceva probleme de sănătate, dar este bun. Eu vă spun că nu am răcit, nici nu mai țin minte de când nu am mai răcit. Deci usturoiul nu lipsește și chiar cred că este și ceapa și tot ce este natural, toate astea trebuie să consumăm mult. Usturoiul este folosit ca și ingredient în salate, paste, tocănițe, ciorbe, fripturi și multe alte preparate culinare. Pentru a-și păstra aromele, este important ca usturoiul să nu fie ars. Consum, dar acum sunt bătrân și nu mai pot să mai mănânc așa. Că mă se spune că este un antibiotic natural. Ce părere am? E bun, e bun, că eu când eram mai tânăr mâncam, să știi, usturoi. Dacă mă doare stomacul, asta, da, e bun să știi, usturoiul e bun și pentru orice boală, iar e bun. Conform studiilor, usturoiul poate lupta și cu unele tipuri de cancer, întrucât este recomandat să consumați zilnic un grăunte de usturoi. Seara pisesc câte un grăunte de usturoi, îl împân în apă și dimineața beau apa pe stomacul gol. Datorită proprietăților sale naturale alimentare, usturoiul poate să ajute la prevenirea mai multor afecțiuni. De unele, probabil ai auzit, precum faptul că este un antibiotic natural și că ajută la combaterea răcelilor.